domnule președinte. Domnul Boștinaru spunea mai devreme că avem o țară de mâna a doua. Nu, nu avem o țară de mâna a doua, avem în schimb un guvern de mâna a șaptea, pentru că dacă n-ar fi fost așa, am fi avut aici pe un ministru al acestui guvern, doamna Dăncilă, care atunci când a fost investită, a fost prezentată ca fiind persoana cheie în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, când avea ocazia să apere guvernul, stă acasă de frică. Nu înțeleg, în schimb, ce caută domnul Toader aici, pentru că dumnealui, așa cum a zis domnul Diaconu, e într-adevăr membru al Comisiei de la Veneția. Dar atunci când domnii Juncker și Timmermans au cerut guvernului român să consulte Comisia de la Veneția, cine a fost primul care a spus nu avem nevoie? Chiar domnul Toader, membru al acestei comisii. În general, atitudinea guvernului român este de dispreț față de comisie. Membrii majorității PSD-iști, membrii ALDE, spun că nu există informații, că totul e minciună, în același timp, apărând corupția, apărând plagiatul, promovând analfabeți. Deci e o situație în care nu pot decât să întreb următorul lucru. Nu pe rușine PSD-iștilor?